Bună ziua, dragi păfticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi vom pregăti aluat sărat pentru tarte și acum, hai să trecem la treabă! Pregătirea aluatului cu ajutorul blenderului. Punem bolul unui blender, făina, untul rece, sarea și pune capacul. Mixează totul împreună până făina și untul se vor încorpora. Apoi scoate capacul și adaugă 2-3 linguri de apă rece. Pune capacul, mixează și vei vedea cum aluatul începe să se lege. După care răstoarnă aluatul pe masă și formează din el o bilă. Învelește într-o folie alimentară și pune la frigider pentru circa 30 de minute. Sau, deodată întinde aluatul pe masa presărată cu făină. Atenție! Aluatul întins trebuie să fie mai mare decât tava de copt, iar marginile să atingă circa 4-5 cm sau în dependență de mărimea tavei. Pune aluatul în tavă și aranjează marginile astfel încât să fie de dimensiuni egale, ca să primești o formă frumoasă. Dacă e nevoie, taie excesul de aluat și pune tava la frigider pentru 30 de minute. Poți alege oricare variantă. Scoate tava din frigider și înțeapă cu o furculiță baza și marginile, iar peste aluat pune o bucată de foaie de copt în așa fel încât să astupe tot aluatul. Apoi presară deasupra mazăre uscată, boabe de fasole sau orez. Acestea vor împiedica baza aluatului să crească și să nu se micșoreze marginile în timpul coacerii. Pune aluatul la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru 10 minute, după care scoate-l din cuptor și scoate foaie de copt împreună cu mazărea. Pune aluatul din nou la cuptor și mai coace-l circa 10 minute sau până devine puțin auriu, după care poți umple tarta cu orice dorești. De asemenea, poți folosi modalitatea de a pregăti acest aluat cu mâinile. Încearcă să lucrezi rapid pentru ca aluatul să nu reușească să se topească. Pune făina, untul și sarea într-un bol încăpător. Fărămițează untul cu mâinile și încorporează-l cu făina până când vei obține firimituri mici. Adaugă sare, apă rece și amestecă. După ce aluatul a început cât de cât să se lege, răstoarnă-l pe masă și formează o bilă, după care procedează la fel cum am explicat mai devreme. Poftă bună! Cu acest aluat puteți face tarte și chișuri de toate tipurile, cum ar fi cu carne, pește sau pur și simplu cu legume. Rețeta în întregime o găsiți pe site-ul nostru oficial valeriesfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!